Pentru voi nativi RAC sau cu ascendentul în RAC, săptămâna cu numărul 23, s-ar putea să vă aducă pe umeri un oarecare sentiment de vinovăție. Vă aduceți aminte de ceva, nu puteți uita ceva, ierta ceva, închide ceva, multă energie de o emoție, da, o furtună de gânduri, o furtună de îngrijorare, așa trece prin inima voastră, prin mintea voastră, dar probabil este exagerat. Faceți din țânțar armăsar, vă asumați vini care nu vă aparțin. Sunt aspecte ale vieții voastre banale, dar le faceți cât casa. Mamă ce problemă, mamă ce provocare, mamă ce examen. O fi, o provocare, dar nu cumva îi măriți așa cu lupa dimensiunile sau greutatea. Dublați, da, dublați greutatea acelui lucru sau gravitatea sau importanța. Hai, poate nu e ceva rău, dar e ceva important și de-aia îi dați însemnătate colosală. Când s-ar putea să aibă cea mai simplă rezolvare, cel mai banal rezultat, dar vă consumați enorm. Și consumându-vă, s-ar putea să vă blocați în propriile voastre limite, s-ar putea să luați pe nu se poate în brațe, s-ar putea să-i vedeți doar jumătatea foarte goală a paharului, adică nu vedeți mai nimic bun în toată povestea aia, încât ideal ar fi într-un astfel de moment când vedeți că bateți la o ușă și nu merge de nicio culoare pentru că vi se pare că e blocată. Știți cum este? Ca atunci când vă duceți la un magazin și pe ușa magazinului scrie împinge și voi trageți. Normal că nu se deschide ușa. Cam asta este atitudinea. Faceți ceva care ar fi atât de simplu că scrie clar împinge. Dar trage și nu se deschide ușa asta, nu se deschide și face din asta o problemă și vi se pare îngrozitor de greu. Sigur că se va rezolva. Probabil nu azi, nu mâine. O să bateți la o ușă închisă, o să împingeți într-o ușă blocată, o să vină un mare nu se poate, ori nu se poate de la voi citire, cel mai probabil de la voi citire, luați pe nu pot în brațe, ori condițiile sunt un pic austere, așa este, sau anevoioase. E un efort care vi se cere. E un efort care vă maturizează, e un efort care vă responsabilizează. Anume merge ceva greu, ca să vedeți că unele lucruri nu sunt deloc simple în viață. Obțineți ceva, dar cu ce efort atingeți un vârf, un apogeu, dar cu ce luptă împotriva curentului. S-ar putea să aveți nevoie mai degrabă de un moment de detașare. Dacă tot ușa aia nu se deschide, luați-vă o pauză, faceți un pas în afara cercului, mai faceți un pas în spate, că s-ar putea prin această detașare, o zi de vacanță, de exemplu, sau de stat acasă, sau de nefăcut ceva la problema aia la care vă bateți capul, s-ar putea să-i găsiți soluția. Un pas înapoi, da. S-ar putea, știți cum este, că atunci când ești în mijlocul furtunii, nu știi pe unde să ieși. Ei, voi căutați o ieșire din această furtună. Nu vă mai gândiți. Nu vă mai bateți capul, let go, lăsați pe mâna universului, lăsați pe mâine. Nu e dovadă de fugă, de răspundere, ci e nevoie de această detașare. Stând o vreme fără să vă mai bateți capul cu ușa aia blocată, peste nu știu cât timp, când n-o să mai fie cuadraturile de acum, tensiunea de acum, oboseala de acum, s-ar putea să vă dați seama că e floare la ureche. S-ar putea să fie o problemă atât de simplă, dar o faceți să pară colosală.